Primăria Capitalei merge în instanță după ce a fost dată în judecată de o organizație neguvernamentală din cauza calității aerului din București. Centrul pentru politici durabile Ecopolis acuză Primăria București că nu are un plan pentru menținerea unei bune calități a aerului și că nu a luat măsurile necesare pentru combaterea poluării. Mai mult, membrii organizației consideră că toate inițiativele din planul integrat privind calitatea aerului elaborate de primărie sunt ineficiente. Particulele în suspensie sunt responsabile de poluarea pe termen lung, iar capitala are mari probleme din această cauză. Bucureștiul înregistrează cele mai multe emisii poluante de acest fel, ceea ce îl plasează printre primele locuri în Europa la acest capitol. Statul român are obligația de a-și proteja cetățenii. Această obligație a fost încălcată de Primăria Generală a Bucureștiului, iar locuitorii orașului suferă consecințele provocate de calitatea proastă a aerului pe care îl respirăm. Pentru informarea corectă și independentă cu privire la nivelul de poluare a aerului din București, Ecopolis a realizat platforma www.airlive.ro, iar pentru responsabilizarea primăriei considerăm necesară acțiunea în instanță. Poluarea din capitală a născut multe controverse în spațiul public în ultimele luni. 25.000 de români mor anual din cauza poluării aerului, iar cei mai mulți dintre aceștia sunt din capitală, arată cele mai recente statistici.